Din cauza temperaturilor scăzute, 23 de instituții de învățământ din țară rămân închise, dintre care 15 grădinițe și 8 instituții de învățământ primar și secundar. Potrivit informației oficiale, în două raioane a fost sistată parțial activitatea în 8 instituții de învățământ, raioanele Cahul și Cantemir, iar în raioanele Leova și Ocnița a fost sistată activitatea 15 grădinițe până pe 13 ianuarie. Pentru ziua de 11 ianuarie, Serviciul Hidrometeorologic de stat a emis cod galben de ninsori puternice. Doi inspectori de patrulare au fost reținuți la Șoldănești de către ofițerii CNA și procurorii anticorupție pentru corupere pasivă. Oamenii legii ar fi extorcat 2500 de lei pentru a nu documenta un caz de abuz de alcool la volan. Bănuiții sunt reținuți pe un termen de 72 de ore. Potrivit datelor preliminare, unul dintre polițiștii reținuți ar fi din Rezina. Dacă vor fi găsiți vinovați, inspectorii de patrulare riscă pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă în mărime de până la 160.000 de lei și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 10 ani. Avocații lui Vlad Filat au contestat la Curtea Supremă de Justiție deciziile emise de Curtea de Apel și Judecătoria Buiucani în dosarul care îl vizează pe fostul premier. Apărătorii insistă ca recursul să fie examinat în cadrul unei ședințe publice, iar magistrații să se pronunțe asupra tuturor motivelor invocate. Avocații lui Vlad Filat au solicitat Curții Supreme casarea integrală a sentinței emise de Judecătoria Buiucani, casarea parțială a deciziei Colegiului Penal al Curții de Apel Chișinău, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri în acest dosar. Potrivit avocaților, Curtea Supremă de Justiție este în măsură să caseze deciziile ilegale date de instanțele inferioare, să aprecieze corect circumstanțele și să pronunțe o soluție justă. Potrivit avocaților, Vlad Filat nu a avut parte de un proces echitabil. A fost judecat cu ușile închise, s-au invocat probe artificiale, martori inventați, fapt care a adus la adoptarea unor decizii ilegale și la un precedent de condamnare politică, susține apărarea. Curtea Supremă de Justiție are la dispoziție 3 luni să se pronunțe asupra admisibilității recursului depus din numele lui Vlad Filat. Autoritățile anunță noi scumpiri ale carburanților. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon de comercializare a carburanților pentru perioada 11 ianuarie-24 ianuarie. Astfel, un litru de benzină se va scumpi cu 63 de bani, iar motorina cu 44 de bani. Este deja a patra majorare din ultimele 3 luni. Prețul plafon pentru benzina cu cifra octanică 95 va fi de 17 lei și 99 de bani, iar pentru motorină 15 lei și 61 de bani. Sportivii de la clubul Karate Kei din Rezina au susținut examenul de grad. 19 karatiști din Rezina, printre care și un sportiv din Dubăsari, au depus efort maxim pentru a-și demonstra abilitățile și maestria. Examen între tehnicile de brață, de picioare, combinațiile aplicații de brață, de picioare, luptele separate și luptele combinate, adică împreună, care se luptă kata, la diferite kata, de la heianuri și avansate. După asta au testul de forță de fiecare și cu asta este examinarea dumnealor. După ce termină examinarea, de la Federația de Karate Shotokan semnează gradul oficial de către reprezentantul federației. Am dat examenul de grad, sper că l-am dat cu brio. Am depus un efort considerabil, atât eu, cât și domnul Sergiu, cât și părinții susținându-mă ca să mă pregătesc. Am o lună jumate de când mă pregătesc zilnic, am avut câte 4 antrenamente adăugătoare ca să mă
ca să mă ridic la un alt nivel, da? Și datorită acest examen îmi va arăta dacă sunt pregătit să trec la un următorul nivel sau nu. Dar sper că sunt pregătit. Da, atâta muncă depusă. M-am pregătit foarte mult, sper să dau examenul cu bine. Colegii mei de la gradul de 9 până la 1Q dau la centuri maro, albastră. Sunt alături de ei, îi încurajez să fie mereu pregătiți și să nu-i fie frică de nimic. Tinerii sportivi au fost susținuți și încurajați de reprezentanții autorităților locale și de părinți. Susțin în ficiorul pan Daniel. Emoții sunt, desigur, că vrem să devină băiat deștept, sănătos, să ne mândrim. Asta e bine că se ocupă cu sportul. N-au timpul să îmble curelele, să ocupe, așa că ne mândrim. Frecventează regulat, cum ne stăruim și bătătii și suntem tot, ne mândrim cu că se ocupă și printre ocupații area, asta e ocupație tare bună pentru dânsul. Noi să ocutim că mergem, trebuie să mergem înainte și bătăt bine și pentru sănătate, pentru orice. Emoții plăcute, sunt, dar sunt plăcute. Că sperăm pentru un viitor bun și sănătos. Că dacă se ocupă de la tineri, așa mergem mai departe. Clubul de karate din orașul Resina, care este o echipă mare, bună, pozitivă, copii frumoși care se ocupă insistent și ne duc faima orașului, nu numai în afara orașului, dar la nivel de Republică, dar și după hotarele țării, peste hotarele țării. Și vreau să tot timpul mă stăruiesc să fiu alături, avem o conlucrare bună cu antrenorii clubului și cu conducătorul Federației de Karate pe Moldova, Federația Moldovenești de Karate. Și vreau să le doresc în anul care vine să fie mult mai luptători, că așa le stă bine la niște luptători și să aibă succese maxim posibile. Potrivit membrilor juriului, pe parcursul anului 2016, sportivii din Rezina au demonstrat rezultate remarcabile, participând la diverse campionate. Se vede că s-a muncit și se muncește foarte mult, deci clubul din Rezina este un club care deja are o vârstă de peste 25 de ani, deci se simte munca care o depun copiii și tății ce dice care sunt aici în sală. Anul 2016 la noi a fost un an foarte multe evenimente am avut. Am avut campionatul european în Nuremberg, Germania, unde am participat cu sportivii clubului, cu lotul național a Republicii Moldova. Clubul sportiv de karateka din orașul Rezina a adus 13 medalii la campionatul european. Toamna am avut campionatul mondial în Bulgaria, Burgas. Clubul karateka e 8 medalii la campionatul mondial. Asta a fost o muncă foarte enormă. Dacă muncim, avem și rezultate, însă trebuie foarte serios de lucrat ca să ajungi la așa nivel. Pentru că ultimul campionat a fost 50 de țări. Asta a fost peste 1300 de sportivi. Și am avut foarte mare emoții când vezi rezultatul, adică când se ridică drapelul Republicii Moldova pe podiul de onoare. Asta sunt emoții care nu sunt descris. În rest, munca zi de zi. Eu le doresc la toți sportivii, nu numai care practic karate, la toți, să fie sănătoși, să facă karate, să fie disciplinați și să aducă bucurii părinților. Asta e cel mai sfânt care avem noi. Asta e sarcina noastră, în general, pe pământ, ca să aducem la societate în mai pozitiv. Clubul Karate K din Rezina activează din anul 2001. Pe parcursul anilor, sportivii au demonstrat o pregătire profesională, obținând mereu locuri de frunte.